merge la primarul din St. George, băi, da, care, cum era el așa cu ocazia pandemiei pe Facebook, uitați-vă și dumneavoastră ce video postează. Deci primarul localității St. George, băi, pe care îl vom și suna cu această ocazie să ne explice și noi exact ce s-a întâmplat acolo, ce extorsiune a avut loc acolo. Hai să urmărim imagini. Dragii mei singerzeni, nu știu cum au dat cu tunurile, dar să știți că eu am comandat avionul ăsta să pulverizeze din aer o soluție specială care salvează omenirea. Să știți, și-am plătit-o eu personal, să știți. No, că vin alegerile în septembrie, nu știu când. Deci avionul care îl vedeți peste sângeos acum e plătit de mine să arunce o soluție specială să salveze omenirea. Vă mulțumesc frumos, să știți că Stați în casă mai mult timp, că soluția asta e cât mai periculoasă, știți? Doamne ajută! Deci este o soluție care salvează omenirea, care este foarte periculoasă salvând omenirea. Cam asta ne spune domnul Traian Ogăgău. Trebuie să-ți asumi, cum? Traian Ogăgău, primarul domnul de la Traian Ogăgău. St. George Băi. Domnul primar de la St. George Băi, nu, a spus un lucru foarte clar, doar cine nu vrea nu înțelege. Pentru a salva populația, trebuie să-ți asumi niște riscuri. Soluția asta e foarte periculoasă, dar se face și bine. Doar că nu trebuie să o inhalezi, trebuie să o lași așa să dezinfecteze în zonă. Haideți să vedem. Bună seara, domn primar! Bună seara, domn primar! Ne auzim, domn primar? Domnul primar Ogăgău? Da! Acum ne auziți? Da, vă rog! Da, nu vă auzeam bine. Deci primarul din St. George, băi, da? Bun, sunteți în direct la B1 TV. Tocmai am difuzat o înregistrare în care dumneavoastră prezentați o substanță extrem de benefică oamenilor care combate COVID-19. Au, viața mea! Ce s-a întâmplat? Păi, stimate tu! Spuneți! Eu am considerat că un avion de ăsta care putea pulveriza o substanță care să combată, să salveze omenirea, am considerat că putem salva omenirea prin această operațiune. Așa. Așa, și? Dați-ne detalii despre ce operațiune e vorba. Spuneți-ne de substanță aia, să dăm și noi pe București, dacă o fi bună de ceva. Nu știu, noi am adunat din tot St. George-ul, da, am adunat ginasul, țuica. Țuica de la... Da, gata. Da. Am înțeles. Țuica, ginasul, pălinca. De la tot binevoitori din St. George, băi, am mai adunat, am mai pus alcool, să aduce la 70 de grade cât este benefic pentru a dezinfecta, spuneți, și a zis, domnule, nu mai dăm cu tunurile, da, să dăm din avion! Să dăm pălincă din avion ca să dezinfectăm! Exact! Bravo! Sună bine așa, e ce pot să vă spun? Interesantă ideea dumneavoastră, da, deci, sună ca fiind... Toată populația din St. George, băi, da, a donat țuică, pălincă. Noi am complementat cu alcool, s-a dus la 70 de grade, da, și am dat-o din avion tocmai ca să salvăm omenirea de COVID. Și cum se simte lumea acolo în St. George, băi? E mai bine așa? Foarte bine, nu vă puteți imagina. Deci e totuși în regulă. Măi, nu, e că nu, uite, medicii n-au mers și pe varianta asta de combatere pe bază de pălincă. Mai aveți pălincă? Ăsta e pontul scăpat de COVID. Da, vă dați seama, colegii vor face știre din aceste dezvolturi. Rezerve de pălincă, da, adunate la un loc, complementat cu alcool. Până la câte grade? Rafinat, adus la 70 de grade și distribuit din avion. Da, acum aș vrea să întreb un pic pe fundul discuției, dacă tot ne-am adunat. Domnul primar, dumneavoastră aveți senzația că acest coronavirus e un subiect serios sau mai degrabă nu? Lăsând la o parte gluma, este un subiect foarte serios. Dar ce putem ne face decât să spunem ce populației să stea în casă, domnule? Să rămână în casă, să nu iasă în locuri publice. Păi am văzut că puteți mai mult decât să spuneți să stea în casă. Că dacă doar spuneați să stea în casă, nu vă mai sunam. Dar noi v-am sunat pentru că ați spus mai mult decât atâta. Dar vă spun altceva. Cu zi înainte de a da eu cu avionul, cu jinar, cu o pălincă. Da. Cu zi înainte de treaba asta. A dat Daniel Sturciu, deputatul și fostul ministru al dezvoltării, a dat cu tunul. A tras cu tunul în St. George, băi, cu o substanță care se folosește de uz veterinar. Aha. Interesant.
importantă informația asta, da, da, foarte importantă. Da, e foarte importantă și vă rog frumos și cu tot respectul vă spun treaba asta și vă spun cu toată responsabilitatea acest lucru. Uh-huh. A distribuit o substanță și DSP-ul din Sibisa în Săud știa acest lucru. Da. S-a distribuit cu tunurile de zăpadă alea de, știți de-a voastră, s-a distribuit o substanță prin care numai animalele care trebuie scoase din adăpost înainte, da, de a se da cu substanță.